Ați fost destul de nervos la acea ratare a lui Shamed. Da, am fost un pic supărat pentru că am discutat pe tema asta, am discutat de apariția jucătorului în a doua, în careu pe centrări și tocmai acest lucru nu am făcut. Am lăsat să vină jucător liber, nemarcat și a avut o situație foarte mare de a marca. Un început destul de slab. Da. Fără ocazii, dacă ne gândim, cred că golul a fost de fapt singura minge pe poartă a FCSB-ului din acest meci. Da, n-am reușit să ne creăm foarte multe situații de gol. Am întâlnit o echipă adversă bine organizată, care a stat foarte bine în teren, ne-au închis destul de bine, foarte agresivi și foarte periculoși pe contraatac. N-am, încă o dată zic, n-am reușit să găsim soluțiile, am fost destul de imobil, dacă pot să spun așa, n-am avut o mobilitate a jucătorilor mai mare în jumătatea adversă și de aici poate și lipsa situațiilor clare de a marca. Eu consider totuși că am avut câteva oportunități, situații de a înscrie, dar n-am avut și luciditatea necesară. N-ați mai așteptat pauza și ați făcut prima schimbare în minutul 36 când l-ați scos pe Wydad. De ce? Da, luase și cartonaș galben, plus că ne gândeam să aducem ceva în jocul nostru ofensiv prin introducerea unui atacant și într-adevăr n-am mai așteptat pauza, n-am vrut să risc un eventual fault pe care deja îl făcuse după ce primise cartonașul galben și nu vreau să fie eliminat Wydad. Să rămânem în 10 și să jucăm o repriză în 10 oameni. Dar nici Vukušić n-a mai adus acel plus pe care îl aștepta toată lumea. Da, Ce se sunt întâmplă cu el? așteptări, toată lumea are așteptări mari de la el. Vă dați seama că totuși nu este așa de ușor să se integreze în echipă, să facă parte integrată, să zic așa, din cadrul echipei. Are nevoie de timp. Eu totuși sunt mulțumit de el, de ceea ce a încercat să facă, de randamentul lui, dăruirea pe care a arătat-o pe teren. Că n-a avut foarte multe realizări, asta e adevărat, dar ca și atitudine sunt mulțumit de el. Dar de ce nu-i dați mai multe minute? Pentru că, așa cum am spus, el a venit pe parcurs la noi, nu era pregătit din punct de vedere fizic și a trebuit să așteptăm ceva timp și încă cred că trebuie să mai așteptăm până când va putea să joace un meci întreg, cred eu. Îl pregătiți pentru play-off? Să vedem, sper să fie pregătit, sper să fim toți pregătiți pentru play-off, pentru că ne așteaptă, până la play-off mai avem încă 4 meciuri foarte, foarte dificile și atunci trebuie să fim foarte bine pregătiți. Play-off-ul deja e cam departe, ne gândim doar la meciul următor, în primul la meciul următor cu UTA, după care cele 3 meciuri care le mai avem din campionatul regulat. Acum 10 etape aveți cel mai bun atac din țară, n-aveați concurenți, să zicem așa, însă de când a plecat Man, ați marcat 7 goluri în 8 meciuri. Da. Cum veți rezolva această problemă? Da, problema e că în prima parte a sezonului cred că am surprins un pic adversarii prin mobilitatea noastră în teren, prin viteza de joc și am reușit să marcăm destul de multe goluri. În perioada de după pregătirea de iarnă, cred că și echipele s-au organizat mult mai bine, ne-au închis mult mai bine, s-au blocat și au încercat să ne contracareze, iar noi n-am mai reușit să găsim atât de ușor drumul către poartă. Acum Tănase duce greul? Pe el Da. vă bazați? Da, se poate spune și așa, nu? În momentul în care marchează și golgheterul echipei, ne bazăm mult pe el. Eu sper ca și ceilalți jucători să se ridice la nivelul pe care ne-l dorim și evoluțiile lor să fie una din ce în ce mai bune, iar în urma evoluțiilor lor bune și rezultatele noastre să fie pe măsură. Ce se întâmplă cu Crețu, un jucător care era în anturajul naționalei, pe care Mirel Rădoi se baza, iată, nu mai Da. prinde primul 11. Da, Crețu se antrenează, e cu noi, e în lot, însă așa am considerat în ultima perioadă, cu folosirea ori a lui Haruț, ori a lui Ovidiu Popescu pe postul de fundaș dreapta. Și vom vedea pe parcurs cum se vor descurca cei doi sau cei trei care fac parte care pot juca pe această parte Păi a și la terenului. națională pe cine trimiteți? Pe cine cheamă selecționerul? Mulțumesc. Mulțumesc și o seară bună! Cu zâmbetul pe buze, Toni Petrea. Mă, dar ce se întâmplă cu Crețu? Întrebare. Nu era că îl folosim pe ăla sau pe altul, că ce se întâmplă cu el? De ce nu mai joacă? Ce s-a întâmplat cu el? Dar A fluierat în biserică? Ce nu a cred că făcut? e omul potrivit să fie întrebat.
Nu cred că antrenorul PCSB... Mie mi se pare extrem de abil și ție de asemenea. Oho! Cred că și lui Costel. Dintre toți deci antrenorii... Foarte alunecos, da. Nu, dintre toți antrenorii din ultima vreme, nu e singurul care își păstrează zâmbetul pe buze, da, și nu pare stânjenit. Pentru că mi-au cam aminte de săracul Bogdan Argeș Vintilă. Da. La un moment dat nu mai știa, se bâlbâia când era întrebat, dar de ce a făcut înlocuirea? Are imediat explicația pentru înlocuire. Nu are explicație. Nu are explicație. Și are răspuns, nu explicație. Are răspuns. Și mai e ceva. După prima întrebare care este driblată, cum spuneți voi, poate să urmeze a doua întrebare care este același lucru mai la concret. O driblează și pe aia și a treia o driblează. A spus omul că a avut nevoie de un jucător mai ofensiv decât Oaide și că Oaide primise cartonaș galben. Poți să-l contrazici? Bun, deci poți să-i spui, dom'le, adică dacă nu ai WhatsApp-ul sau telefonul sau SMS-ul, da, sau ce, nu știu ce modalitate să o folosi, poți să-l contrazici pe om? Poți să-i, să-l completezi un pic și să-i spui, ți-a fost frică să joci în 10, dar ai jucat în 10. Adică l-ai scos pe Oaide ca să nu-l elimine, dar tot în 10 ai jucat. Dar o observație a lui este foarte interesantă și cred că e corectă și asta ar putea fi o explicație. El a zis, în prima parte a sezonului am surprins pe toată lumea prin mobilitatea foarte bună. După pauză toată lumea s-a organizat și deja am început să avem dificultăți mult mai mari. Asta să fie problema FCSB-ului Constantin Zota? Faptul că totuși și adversarele după o primă parte a sezonului în care, ok, nu prea aveau posturi fixe, nu știai cum poate să-i contracarezi, să-i fi ghicit adversarii? FCSB e cunoscută de toată lumea. De orice adversar, de orice tehnician, jucătorii sunt cunoscuți. Ce este clar, cum spunea și Emil puțin mai devreme, în primul rând, în partea a doua, le lipsește Man. Da? Clar. Lipsește Florinel Coman. Florinel Coman... Azi a lipsit și fizic. Na, și fizic, adică acești doi jucători în echipa FCSB-ului, într-o formă, nu spun foarte bună, într-o formă acceptabilă, cred că aduc o creștere de 30-40% în performanța deci, echipei. Man a deblocat multe meciuri prin golurile avea sale. Avea 10 gol, care, 10, da, de 10 ori a marcat primul 10 gol. De 10 ori primul gol, asta e enorm. Asta înseamnă enorm. Absolut. Pentru că deblochează jocul. Adversarul începe să iasă, nu mai stă în careu sau în fața careului. Dar un lucru, știi, uitându-te acum la FCSB, trăiești cu aceeași senzație, la o altă scară să nu mai ia lumea la înjurături, da, deși sigur o să fie nicio mulți problemă care se găsesc, nu e nicio problemă, suntem obișnuiți. Parcă mă uit de multe ori la Real Madrid și văd acum pe Benzema care este tănase. Încă Benzema a rămas singurul fotbalist de superclasă, repet, nivelul, da? Adică Rodrigo e Rodrigo, Vinicius Junior e Vinicius Bine Junior. Bine, faci pe Cristi acum Sergio Ramos. Poftim? Nu fac pe nimeni, să înțelegeți. Eu vreau să spun că există un jucător pentru nivelul campionatului nostru care este un fel de Benzema și este singurul care reușește să facă diferența în jocul FCSB-ului în momentul de față, că asta pare tănase. Deci el are acum 17 goluri, nu știu dacă are vreun meci, vreo un sezon în care a dat mai mult, trebuie să mă uit. Astăzi a jucat oribil, cu mulți de râ, cu mulți de râ. Adică până la gol a fost deci dacă el a jucat oribil, Emil, dar pentru golul, lui Vucuzic, ce o să-i spune? Golul, deci cum a jucat Vucuzic? Deci dacă Tănase a jucat oribil. Da, la Tănase ai așteptări, pentru că știi ce poate. Okay. Da, la Vucuzic n-ai ce să aștepți. Dar, deocamdată, dar golul pe care l-a dat Tănase îl absorbă de toate păcate. Bun, asta, ca să te completez, putem să spunem de Moruțan, care el singur a spus că este cel mai bun pasator, nu? Ei, nu, e astăzi, pe cifre. Pe cifre, da? E cel mai bun. Astăzi a pasat la gol. Dar astăzi a dat vreo 4-5 centări în primul adversar. Și lovitura aia liberă bătută la nivelul Doamne, și lovitură. În pancreas, aia pe care a bătut-o în pancreas. Dar e o lecție importantă, poate asta a meciului de astăzi, poate fi o lecție importantă pentru cel care face schimbările la FCSB. Pentru omul din Jilț? Pentru cel care face schimbările la FCSB. Cine e? Să... Da. Ăla e. Ăla e. Vec, există jucători pe care nu trebuie să-i înlocuiești, pentru că l-am văzut înlocuindu-l pe Florinel Coman în anumite momente, chiar dacă nu e în formă bună. E din categoria jucătorilor tănase. Da. Ăștia sunt jucători care poate să nu joace nimic, dar nu-l înlocuiești.
Pentru că Vână, să spunem, sau nu știu, Vukušić, nu o să aibă execuții de astea. Poate doar întâmplător o să aibă o execuție. Dar un Tănase sau un Coman pot oricând. Și minutul 89 și 90 și 93 și la capătul celui mai prost meci cu mulți de M. Multe meciuri, multe minute proaste, să spunem, da? Poate să-ți facă diferența. Aici, într-adevăr, au făcut o mișcare bună. Însă aș vrea să constat ceva. De ultima perioadă, hai să spun ultima lună, ultima lună jumate, CFR-ul joacă din ce în ce mai bine. Și vedem, chiar dacă poate câștigă unele meciuri, unul, dar se duce cu forță, cu forță peste adversar, are ocazii de gol, înscriu multe goluri. Pe când FCSB-ul puțin, vedem că nu la rezultate, puțin la joc, la calitatea jocului a rămas puțin în urmă. Craiova, cu această schimbare de antrenor, la început nu ne-a plăcut. Dacă joacă mai strâns, se organizează mai bine în apărare, dar nu au ocazii de gol, dar iată că acest 1-0 s-ar putea să devină o obișnuință și echipa este ceva mai consistent în faza de apărare. Da, dar nu-mi place. Nici Craiova nu joacă vreun mare fotbal. Nici Craiova. Adică, și la Craiova. Și Craiova chinuie destul de mult fotbalul. Și se oprește adică, imediat să nu după uităm 1-0 totuși că nu e vechi 0-1 cu Chindia. Da? Nu e de acum 100 de ani. Tot cu Uzunidis e. Da. Dar făcând comparație între FCSB și CFR, parcă CFR-ul e mai pe val acum. Ți se pare dintre cele trei cea mai slabă în momentul de față, FCSB-ul, dintre Craiova, CFR și FCSB? O văd totuși peste Craiova. Peste Craiova. Da, au niște jucători extraordinari. Știi ce mi se mai pare mie iarăși incorrect? Dom'le, când FCSB domina din minutul 70 orice adversar, băi frate, dacă nu se creau niște ode domnului Neubert, băi, ce face Neubert, cum a făcut Neubert, mă, nu mai domină pe nimeni pe final de meci. Nu e tot Neubert acolo? Că nu mai văd să alerge mai mult, să-i vezi pe adversari sufocați în fața lor. Și asta se întâmplă de vreo lună. Și asta, atenție, se întâmplă după ce ai avut pauza de iarnă în care ai dus în Antalya. Spre diferență de celelalte echipe care au trebuit să se antreneze aici. Și eu nu mai văd FCSB-ul ăla care să calce în picioare fizic adversarii. Ar fi două explicații, una serioasă și una neserioasă. Serioasă. Și să terminăm să și râdem. Explicația serioasă ar fi că FCSB joacă prost cu echipele mici. Am mai spus-o puțin mai devreme. FCSB nu se concentrează, nu știe să desfacă apărările, jucătorii se enervează, intră în blocaj psihic și se duce totul naibii. Explicația neserioasă este că acea cupă Corindon, sau cum s-a chemat, pe care au câștigat-o, i-a nenorocit. Aia care s-a jucat pe 15 ianuarie și care era programată pe 2 februarie. Aia, acolo. Serios, adică unde-i Thomas, unde sunt rezultatele muncii de neînchipuit a lui Thomas Neuber? Pentru că atunci când aleargă, toată lumea este wow, dar acum nu mai aleargă. Contează foarte mult și încrederea în forțele proprii și realizările. Când ratezi astea... Atâtea faze au fost cu atacuri pierdute de FCSB și cu jucători care rămâneau pe loc. Tănase. Uite, de la ratarea asta da, mare. Vovi se mai pare că aleargă cum alergau înainte? Adică mie mi se părea Moruțan, de exemplu, acum o lună, acum două luni, acum trei luni, mi se părea că în umăr la umăr ajunsese să dea la o parte pe toată lumea, pe oricine. Și chiar mă uitam la el și eram uluit de forța lui Moruțan. Aici intervine autoritatea și greutatea oamenilor, jucătorilor cu experiență mare în vestiar, da? Pentru că la un moment dat, și aici fac referire acum, eu știu, în toamnă, spre sfârșitul turului, sezonului de toamnă, nu cred că era cineva care nu credea că FCSB-ul nu o să câștige campionatul la pas. Nu cred. Adică jucau bine, erau dezinvolți, goluri, înscriau, CFR-ul era jos, Craiova a încercat, dar... Și acum? Deci s-au văzut sus, da? Și n-au știut jucătorii să gestioneze,
Deci este acel sindrom al locului întâi. Da? Este greu să fii pe locul întâi și să încerci să te autodepășești. Deși ei mai sunt, să ne înțelegem. Adică noi vorbim ca și cum ar fi pierdut, dar impresia este că panta e descendentă și bate play-off-ul la ușă. Adică cei mai greu urmează. Să nu uităm meciul cu Botoșani. Totuși să nu uităm repriza a doua meciului cu Botoșani. O repriză reușită. Apropo de lovitura asta de cap, care merită totuși mai multă atenție, cred, din partea noastră, este absolut fabuloasă. A lui Tănase. Da. Este fabuloasă. Este dată cu spatele la poartă. Foarte grea execuție. Hai să vedem golul. Mi-aduc aminte de golul Uwe Zeller din sfertul de finală de la Campionatul Mondial din Mexic, 70. Era 2-0 pentru Anglia și mă rog s-a trânat 3-2. Uwe Zeller, gol cu ceafa. Da, dintr-o poziție mai ușoară însă decât asta. Mi-aduc aminte și de golul dat de Dică cu Timișoara când Steaua câștiga campionatul. Exact la fel. Da. Poate mai o poziție mai centrală la Dică, dar tot așa o lovitură de cap pe spate. Da, iar, iar ăsta este un gol incredibil și înțeleg cam ce e în sufletul lui Teja. Să iei gol într-un meci pe care, în mod normal, dacă transformai ocaziile pe care le-ai avut, îl câștigai.